Tare. Pentru astăzi ai de calculat acest exercițiu. Pune stop la filmuleț, copiază-l în caiet și încearcă să rezolvi tu. Ești gata? Putem să vedem acum cam cum s-a rezolvat. Ce observăm? Observăm că avem radical din ceva la puterea a doua și ne aducem aminte că radical din ceva la puterea a doua este modul de acel ceva și că trebuie să explicităm modulul. Nouă ne spune că aul e un număr real negativ. Negativ înseamnă că atunci când explicităm modulul, care ne spune că modul dintr-un număr e numărul pe care îl vedem dacă numărul acela este pozitiv, 0 dacă numărul acela este 0 și minus numărul dacă numărul acela este negativ. Știind acest lucru, ne folosim doar de ramura în care numărul e negativ. Deci, radical din A pătrat este de fapt modul de A, adică minus A, pentru că numărul în situația din acest exercițiu este negativ. Minus A, după aceea, minus. Radical din 16 la puterea a doua este modul de 4A plus un uh, număr ridicat la puterea a doua, indiferent de ce semn are, este pozitiv și adunând ceva pozitiv, rezultatul este pozitiv, așa că modul dintr-un număr pozitiv este exact numărul pe care îl vedem în interiorul modulului minus. Radical din ceva la puterea a doua este modul din acel ceva. Urmează să-l explicităm imediat. Și minus, radical din a la puterea a opta, este ca și cum ai avea radical din a la puterea a patra, Totul la puterea a doua. Egal în continuare. Minus a rămâne minus A. Ia să vedem ce se întâmplă cu modul de 4A. Păi, dacă aul este negativ, înseamnă că va fi minus. Modul de 4A este minus 4A și cu acest minus din, aici, din fața lui este plus. Deci plus 4A plus. A pătrat plus 1. Aici ne spune că aul este un număr negativ, deci în interiorul modului un număr negativ, minus un număr negativ obținem negativ în interiorul modului. Deci la explicitare va fi minus numărul pe care îl vezi și cu minusul din față este practic plus numărul respectiv. Și aici radical din ceva la puterea a doua este modul de acel ceva, adică modul de a la puterea a patra. Nici nu contează ce se întâmplă cu aul, pentru că puterea a patra este pozitivă, deci rezultatul va fi pozitiv. Așa că ne dăm minusul acesta din față, a la puterea a patra, egal cu minus a cu a se reduce, și vom avea minus A la puterea a patra, întotdeauna notăm de la puterile cele mai mari la puterile cele mai mici, după aceea urmează plus A pătrat, nu avem cu cine să-l adunăm, deci îl copiem pur și simplu, 4A cu plus... Și ne-a mai rămas 1 minus 2, 1 minus 2 face minus 1 pentru că dacă au semne diferite, facem scăderea și punem semnul celui mai mare. Și acesta este rezultatul la care ar fi trebuit să ajungi și tu. O superba, sai!